Președintele Consiliului Județean, Aladin Georgescu, a acordat de-a lungul timpului o atenție deosebită sănătății mehedințenilor. Din nou au loc investiții importante în sistemul medical din județul nostru. Secția de psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență din Mehedinți este în plin proces de reabilitare și modernizare. Secția de psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență din Mehedinți va fi reabilitată la standarde europene. Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de confort și tratament pentru pacienții internați, dar și creșterea gradului de confort la locul de muncă pentru personalul medical. Până acum s-au realizat instalația termică, termoizolația, instalația electrică, șarpanta, s-au înlocuit țiglele la acoperiș și, cel mai important, s-a consolidat clădirea. În cursul săptămânii viitoare se vor realiza finisajele la interior și se va înlocui inclusiv tâmplăria interioară. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a depus de-a lungul timpului toate eforturile pentru ca nivelul de trai al cetățenilor să crească considerabil. Investițiile în sănătate sunt multiple, iar serviciile medicale pentru mehedințeni se vor ridica la cele mai înalte standarde.